Încă o lovitură pentru România în contextul aderării la spațiul Schengen. Președintele Consiliului European, Charles Michel, susține că nu mai este așa optimist că aderarea Croației, Bulgariei și României mai este sigură. Devine a fi contextul atacurilor Rusiei din Ucraina, care a rezultat într-un val de refugiați. Mai sunt doar două zile până la votul crucial de aderare la Schengen a României, Bulgariei și Croației, iar contextul nu este favorabil țării noastre. Președintele Consiliului European a declarat că, deși credea că șansele de aderare sunt ridicate, în contextul actual lucrurile ar sta altfel. Cu câteva luni în urmă eram mai optimist cu privire la un acord unanim al statelor europene asupra intrării Croației, României și Bulgariei în spațiul Schengen. Dar acum, când chestiunea urmează să fie decisă, atmosfera este diferită, a transmis Charles Michel într-un interviu. Concret, atacurile rusești repetate în Ucraina ar putea pune problema dezbaterilor extinderii spațiului Schengen, mai spune Michel. Pe 8 decembrie, Consiliul Jai se va exprima prin vot pentru aderarea la Schengen. Deși pentru Croația nu se opune nicio țară, în cazul României, ministrul austriac încă se opune țării noastre, iar în cazul Bulgariei, atât Olanda cât și Austria se opun. Motivul este presiunea migrației ilegale, însă instituțiile europene abilitate, care au verificat cu strictețe aceste criterii, contrazic poziția celor două țări. Premierul bulgar, Galab Donev, a calificat drept dublu standard poziția Olandei și a avertizat că vor exista consecințe în cazul blocării aderării.